ani de muncă să ajungem să intre, nu știu, cu acordul cui și caratele aici. Văd că mai nou ni s-au adunat și aparatele, nu știu cine, probabil o să intre și fitness-ul, culturismul. După 40 de ani de muncă de performanță am ajuns să n-avem unde lucra. Sigur că mai este o sală de gimnastică în Bistra, sala liceului, dar e o sală prea mică pentru performanță. Ai o sală bună pentru începători, pentru inițiere, dar nici într-un caz pentru performanță. Mai ales că în perioada asta, până în aprilie, până anul viitor la europene, o să avem și acasă și cei trei sportivi de la centru, de la lotul național, care să pregătesc aici și ajungem în situația în care să nu putem să ne pregătim pentru europene. Dar care credeți noastră că ar fi rezolvarea tuturor Păi, rezolvarea ar problemelor? trebui, domnule, dacă totuși e o sală dotată unde s-a investit enorm de mult în aparate și nu găsim pe toate drumurile aparate. Nu-i păcat să nu se folosească mai pentru gimnastică? Sigur, eu sunt perfect de acord că direcția are nevoie de venituri proprii, dar nu cred că stă direcția exact în banii pe care îi poate face în sala de gimnastică. Deși să știți că atât CSM-ul cât și Federația sunt de acord să plătească undeva la 2400 de lei pe lună chirie pentru sală. Cum stați cu rezultatele la gimnastică în ultima vreme? Păi anul ăsta, de exemplu, a fost campion național la juniori 1 și la cluburi sportive școlare și la naționale, vicecampion național la juniori 2 și am mai luat o grămadă de medalii. Știți foarte bine că noi nu mergem la competiție fără să venim cu număr destul de mare de medalii. Și în ultimii ani, și la seniori, am fost de 2 ori campion național. Am bătut Dinamo, echipa pe care, după cum știți, marea majoritate a sportivilor sunt componenții lotului de seniori, dar noi cu sportivii noștri, cu câțiva juniori, am reușit să venim de 2 ori campion național și în rest am venit în ultimii 10 ani tot pe podiu și la seniori.